Românii s-au simțit amenințați întotdeauna de vecinul de la răsărit, dar nu s-au temut niciodată de Dostoievski, de Cehov sau de Senin. Nu le este frică de marea cultură rusă pe care nimeni nu are cum să o conteste. Nu se teme nimeni de poporul rus, ci fără putere de tăgadă de Imperiul Rus, de tendințele de expansiune ale acestui imperiu spre Balcani, spre gurile Dunării, spre Marea Neagră. Românilor le este frică de politica opresiunii, de politica pumnului în gură, practicate întotdeauna de Rusia, fie ea țaristă sau comunistă. Rădăcinile acestei frici de Rusia sunt vechi. Marile acțiuni politice ale Principatelor Unite sau ale României Mari stau sub semnul pericolului rus. Rusia, dacă nu pierdea războiul Crimeii, intenționa să anexeze țările române. Rusia s-a opus unirii de la 1859. Rusia a ocupat Basarabia, a luat Bucovina de Nord. Rusia s-a revoltat în 1918, când Transilvania a revenit României. Rusia ne-a impus comunismul. Așadar, toate aceste fapte au determinat această percepție negativă despre Rusia. În concluzie, rusofobia noastră nu se referă doar la perioada comunistă, ci dimpotrivă. Ultimii 500 de ani de istorie au lăsat o amprentă mult mai importantă asupra mentalității colective decât ultimii 70 de ani. România a avut o experiență dificilă cu Rusia și tocmai de aceea și astăzi legăturile cu Moscova sunt ambigue. Rusia și astăzi continuă să ne dea fior reci. Despre relația zbuciumată a României cu Rusia încercăm să aflăm astăzi, la Omul și Timpul, împreună cu Alecu Reniță, jurnalist, și Constantin Corneanu, redactor șef al revistei Enigmele Istoriei.